Miercuri 20 februarie, Comisia propune un pachet de măsuri privind investițiile sociale pentru creștere economică și coeziune socială. Inițiativa are drept scop sprijinirea statelor membre în vederea unei utilizări mai eficiente și mai eficace a bugetelor alocate politicilor sociale prin promovarea bunelor practici și furnizarea unor orientări în materie de investiții sociale. Investițiile sociale implică consolidarea capacităților actuale și viitoare ale persoanelor. Aceasta înseamnă că statele membre trebuie să pună accentul pe politicile care se dovedesc a fi mai rentabile de-a lungul vieții indivizilor, servicii de îngrijire a copiilor, educație, formare profesională și altele. Joi 21 februarie, Comisia adoptă pachetul lunar de decizii referitoare la procedurile vizând încălcarea legislației Uniunii Europene. Aceste decizii se referă la toate statele membre și la majoritatea politicilor Uniunii Europene și au drept obiectiv respectarea legislației Uniunii pe întregul său teritoriu, acționând atât în interesul cetățenilor cât și al întreprinderilor. Iar vineri 22 februarie, Comisia va publica previziunile economice europene. Direcția Generală de Afaceri Economice și Financiare din cadrul Comisiei Europene publică previziuni macroeconomice pe termen scurt de 3 ori pe an, primăvara, toamna și iarna. Aceste previziuni stau la baza diferitelor proceduri de supraveghere economică, în special în cadrul semestrului european. Fiecare previziune acoperă un interval de cel puțin 2 ani, în fiecare toamnă fiind adăugat un an suplimentar, respectiv anul curent și anul următor.